Neața, guys! Astăzi facem în sfârșit machiajul cu paleta de care v-am spus, cea de la Eye Love Revolution. Abia așteptam. Este sâmbătă și, cum am spus, abia în weekend ajung să filmez. M-am îmbrăcat și în bluza care merge cu cercelușii, cei pe care m-am cumpărat de pe AliExpress. Și se pare că se vede destul de bine. Plac. Nu port eu, în general, cerceri de lungi, dar sunt drăguți. Foarte drăguți. Și au venit cu o chestie care se prinde în spatele cercerului să nu scadă. E bine, eu am niște cercei de argint, tot în genul ăsta, cu turtă, parcă așa se numesc. Doar că n-au venit cu ceva care să îi susțină în spate și cred că o să folosesc protecția aia pentru cercelușii și ceilalți, pentru că aia chiar am problema să-mi cadă. Da. Am părut cam turtit astăzi, din păcate. Nu se vede chiar atât de rău, dar se putea și mai bine. Haideți să începem, că mă lungesc mai cu intro-ul. O să mă dau întâi cu serul pe care îl știți de la Love Holo. Tot de pe make-up mi-am cumpărat. Folosesc doar când mă machiez ceva timp. Da. Doar atunci am ajuns să-l folosesc. În rest nu-l folosesc, nu știu de ce. Am început să mai mă dau cu cremă nici seara. Este o problemă. Că am un tel destul de uscat și se vede asta. Se vede când mă dau cu cremă. După ce mi-am dat cu acest ser, care intră super repede în piele, vreau să încerc crema pe care am luat-o tot de pe make-up. Crema cu melci. Stare curioasă cum este. Oh. Ok, te văd, din câte văd, după ce o desigilez, nu cred că mai... A, ai capăcea, ai invers. Bun, am văzut că se folosește dimineața și seara. O să-mi pun aici pe mânuță întâi. O să mi-l aplic pe față. Deci, ar fi de două ori. O să mă dau acum. O să-mi deschid aici și eu pudra, ca să am un blind în față ochilor. Se aplică dimineața și seara, cum spuneam. Și mă dau acum. Înainte să mă machiez și să mai mă dau seara când să mă demachiez. O să încerc să-l folosesc azi și mâine, că înțeles că nu ai foarte mult din el, adică te ține cam 2-3 zile. Am citit și eu niște review-uri, nu e ca și cum știu foarte multe detalii despre crema, încă. Și stare curioasă ce efect are, mai ales că se folosește de 2 ori pe zi. Dacă vă interesează cât am dat pe ea și așa, acum nu mai știu exact, dar puteți să vedeți în clipul anterior unde am făcut un haul și acolo am trecut și prețul produselor pe care o să le și folosesc și astăzi. O să folosesc blush-ul pe care l-am luat din DM. O să folosesc și rujul pe care l-am luat de la Douglas. Da, și acolo am trecut prețurile. Sau am specificat prețurile eu. Sper curioasă dacă are un efect rapid, cum spune, pe site, asupra ridurilor. Tare curioasă. Acum nu mai aștept să facă minuni, mai ales că îl folosesc doar 2 zile. Dar mi-a spus că se fă rezultate în 2 zile. Deci, cum spuneam, asta este. Cred că mă ține mai mult de 2 zile. Am folosit puțin de tot. E full. Încă. Asta e bine. Bun, așteptam un picuț să intre în piele. Deja se simte că a intrat în piele. E foarte fain în textură cremei. Și îmi dă așa un luciu. Ce dar. Se vede că fața mea avea nevoie de
creme și ser și tot ce ne ofer. Da. Încă am rămas cu niște urme de la pupițele pe care le-am avut, coși mai exact. Și o să folosesc pentru aceste urme nu știu cum se numește, niciodată nu știu cum se numește, concealer stick. E pentru neutralizarea roșeții. Și o să mă dau fix aici, unde am 2-3 urme. O să dispară. Până luni cred că nu mai le am. Da. Și eu, în general, le estompez cu burețel. Bam, bam! Ei nu mai se văd. Este tare drăguță chestia asta, este foarte mișto. Și am dat, cred că, 10 lei. Este de la Avon, pentru cei care sunt interesați. Fondul meu de ten. Power Stay. Light Ivory. Mai ales camatorie cu fond de ten. Încerc să nu mai fiu fană atât de tare. Este doar de fondul acela de ten de la Lancome, pe care l-am avut o dată în test. Este un monstru. Am mai povestit despre el locul în multe timpul. Încerc să zic că mă repet. Și mă bate gândul să nu-l cumpăr din nou. Adică să mi-l cumpăr, că atunci nu-l cumpărasem. Și m-am uitat la tutoriale despre el, la reacții și așa mai departe, să văd dacă ce observasem eu la el este ceva normal, adică asta face fondul de ten, sau a fost pur și simplu că am avut eu o perioadă bună cu tenul meu și pur și simplu mă s-a întins atunci, doar atunci, sau că nu-ți intră în ridurile fine cum face fondul ăsta de ten, de exemplu. Și toată lumea spune că este un fond foarte bun de ten. Și mă bate foarte tare gândul să mi-l cumpăr. Cine știe, poate mi-l cumpăr acum. Nu ăsta care vine. Vedem. Problema e că nu este o perioadă în care să ies foarte de din casă. Și oarecum ar sta îndulat foarte mult. Da, așa că tind să mi-l cumpăr în toamnă, când încep eu masterul, nu o să ies și o zi de casă. Încă am fost așa luminată din de la cremele alea, îmi place. Și momentan fondul de ten s-a întins foarte bine. Încă nu a intrat în ridurile fine. Chiar s-a așezat foarte drăguț de la de la cremele astea. Mi-a hidratat un pic mai mult, o să spun. Da. Acum o să-mi folosesc pudra de la Avon. Avon True. O să-mi dau un pic pe ploape. Îmi place foarte mult tenul să fie cât mai mat. Îmi place neapărat să-mi strălucească. Adică îmi place să strălucească, dar de la eliminator, nu de la nu știu că e el strălucitor. Mi se pare că dă efectul ăla de față, ori grasă, ori transpirat, deși nu-mi place. Nu mi-a plăcut tenul să fie mat. Am început să
mi se pare că în combinație cu fond de ten și cu pudra asta, începe să mi se pare că tenul este destul de încărcat. Și nu-mi place. Nu mă dau cu foarte multă pudră. Dar nu știu, să văd ce combinație o să mai fac pe viitor, pentru că nu prea mai place cum arată și tenul. Bun, o să folosesc ca bronzer tot o pudră, medium beige. Este destul de pigmentată și într-o textură se numește portocalie. O să folosesc tot creionul acesta de la MAC. Nu l-am mai folosit de data trecută, adică mințivă, că cred că nu m-am machiat de la ultimul clip în care... Apa, nu mint. M-am machiat duminica aia în care am fost plecată. Dar n-am folosit creionul acesta și nici nu cred că mi-am fost pâncerele atunci. Deci de la ultimul clip în care m-ați văzut voi machiată... Eu cel mai m-am machiat cu creionul ăsta. Practic, între data aia și data asta, sunt m-am machiat o singură dată. Wow, mi se pare mie să-i pe închis. Nuanța este oricum pentru blonde. Nu e o nuanță pe care mi-aș fi cumpărat-o, oricum mie nu-mi plac rănele de genul. Sunt atât de nașpa. Se simte nașpa momentan, dar ce am văzut eu că peste câteva, nu spus ori, peste o mică perioadă își revin cumva, nu știu. Deja nu mai le simt neapărat. Simte cum pune ceara aia presiune așa pe spâncene. Mă, ce închise mi se par. Și totuși cred că mai închise le făcea cel kitul ăsta de spâncene de la Oriflame. Cred că la mine le făcea mai închise. Nu arată rău. Că arată foarte bine. Bine, n-am niște spâncene cu goluri. Nu știu de ce îmi fac spâncene, că toată... Doar să mai schimb nuanța la ele. Da. Cred că trec la blush, pentru că dacă nu-mi place cum stă, pot să le stopez așa un pic cu iluminatorul. Așa că folosesc blush-ul pe care l-am găsit în DM. Îmi place că scrie Matt Troșca. Nu știu dacă pronunț bine, dar... Cred că este o păpușă din aceea rusească aici. Dacă știți despre ce vorbesc. Și amnăția de... Îi spun părățel care... Deci arată ca un hamster. E atât de drăguț. Nu, deci nu pot să folosesc pentru așa ceva. Să mă dau pe față. O murdăresc și mi se părea... Mi se părea prea rău pentru ea. De acum mă uit în jurul meu că nu știu cu ce să-mi dau pe față, că am doar pensulele pe care le folosesc deja. Deci ar merge asta. Ia să încercăm acum să folosim curățătorul ăsta de pensule. Și atunci mă dau cu blush mai târziu. Ia să vedem dacă merge. Bă, dar nu pot să păs. De ce nu pot să... Wow, uitați, începe să, efectiv, să se dezintegreze produsul de pe el. Cred că aici l-am atins bine. Ok, până se usucă el. Că o să se usuce. Ce
fain e. Deci e super fain, îmi place foarte mult. Nu o să usuce el. O să pot să folosesc pensula pentru blush. O să trec la ochi. Inuția mea de ciocolată. Am uitat să vă arăt data trecută. Să vă spun dacă miroase ciocolată. Și asta chiar miroase ciocolată față, spre deosebire de paleta cealaltă, care mi se pare că arată, miroase ca... Ce ziceam eu că miroase? Ah, ca mir. Asta miroase și miroase chiar a ciocolată albă. Bun. Și având în vedere că sunt în această minunată bluză, mov cu albastru, o să mă machiez oricum pe albastru pentru că asta și îmi doream. Și cred că știu și cum o să mă machiez. Da. Asta știu. Bun. Să vedem ce pensule folosim. O să folosesc și pensula aceasta nouă pe care mi-am luat-o de pe, tot de pe make-up. O să-mi folosesc pensula de la Follames. Apar, n-am fost să-mi pronunț aceasta. Asta este singura mea pensulă din Burnout Front. Și e favorita mea. Bun. Să vă arăt și ce folosesc. Mi-e foarte greu să aleg oricum, da? Ok. O să folosesc așa. O să folosesc rozul ăsta. 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 Albastru ăsta. Și vedem dacă mai ajungem și la ăsta. Momentan, nu știu. Cred că o să încep cu... Să nu mai aproape. O să folosesc întâi. E foarte greu. Rozul ăla și cu albastru de desut. Albastru spre mov. Merg foarte bine una lângă alta, dar vreau și albastrul ăla închis, care ăla ar fi mers pe mijlocul ploapei și... Înseamnă că nu pot să le pun pe cele două una lângă alta. Vedem ce o să iasă. O să încep cu rozul atunci. Îmi dau și plasticul de aici. Am în vedere că sunt super ieftine. Paletele sunt foarte ieftine. Pentru ceea ce oferă, sunt foarte ieftine, mie așa mi se pare. Și merită toți banii, adică... Dacă mai fi aruncat cu paleta asta în brațe, acum... mai bine de 5 ani. Cred că nu mi-ar fi plăcut, nu-mi plăceau punanțele colorate pentru ochi. Mă duceam foarte mult pe nuanțele maronii, galbene, dar galbenul la auriu, de fapt, e mult spus galben. Dacă vă arăt cu ce mă machiam în an noua, o să mintea în loc. Cred că n-aș mai găsi, aș face un clip cu cum mă machiam eu în liceu sau cel puțin în clasa noua. Încă găsesc fondul de ten pe care îl foloseam. Mie mi se părea un fond de ten scump la perioada aceea. Și probabil era în perioada aceea, poate, probabil era un dintre fondurile scumpe. Dar în momentul ăsta, fondul de ten pe care îl folosesc eu de la Evening mult mai scump, adică... Imaginați-vă. S-o fi... Mi-aduc aminte eu, poate bine, ce preț avea pe atunci, așa, cum e mai ieftin. Dar nu știu. Îmi plăcea foarte mult și cum se întindea pe față și cum stătea pe față. Pe lângă alte fonduri de ten care cred că erau foarte proaste. E unul de la Maybelline, oricum.
Nu l-am mai folosit de foarte mult timp și îmi plăcea extrem de mult că era alb, îmi găsisem nuanța de fond deschis. Îl foloseam acum primul număr din fondul lor de gen și mai avusesem în clasa 8-a eram, dacă nu mai mică, cred că eram și mai mică, dacă stau să mă gândesc, și eram nu fan, eram de acolo, frate, deci am fost cu Twilight-ul, am avut o perioadă în clasa 6-a, când eram a 6-a când a apărut, când mă uitam și dimineața și seara la film și citeam între timp cărțile. Bine, am avut foarte mult timp să fac chestia asta și pentru că eu în casa 6 m-am operat. Nu știu dacă am menționat vreodată, am făcut judo când eram mică și m-am lovit, mă rog, și m-am operat, făcusem chiar de sânge și am stat acasă, nu mergeam nici la școală și nici la antrenamente, vreo 2 luni de zi. Bine, în timpul ăla eu eram o fană, fanelor. Adică mi-a așteptat vampirul, la urmă trăia să fie un vampir și pentru mine, nu? Vorbesc serios, eram foarte obsedată. Și încă nu mai sunt, dar încă îl urmăresc pe Rob Pattinson. Și am văzut că o să urmez un film cu el, care se joace rolul de Batman și abia aștept să apară. Pe Kristen Stewart o urmăresc și nu prea. Mi-a părut foarte rău cum s-a despărțit ei doi și de atunci apară că n-am mai început să urmăresc pe ea. Trebuie pentru cine mă uitam la filmul. Da. Și cum am ajuns la vampir? Nu știu. În perioada aia era un magazin, Danny Style. Era un butic foarte ieftin la noi în cartier și vindeau și produse de machiaj, make-up. Vă dați seama că era ceva cancerigen, mă miri că încă am față. Și era un fond de ten al... Cred că arătam horror cu el. Horror. Și de pe atunci am obsesia să fiu albă, adică eu sunt albă. Că așa sunt cei de la mine din familie, albi ca brânza. Eu sunt mai închisă decât ei. Ba, și mă oftic. Vreau să fiu și mai albă. Nu știu dacă dorește cineva în viața asta să fie alb. Eu urăsc să mă bronzez. Și când mă duc la mare, cumva încerc să nu mă bronzez, am o piele care se bronzează destul de ușor. Și eram obsedată cu fondul ăla de ten, adică îl foloseam zilnic când mă duceam la școală în a 6-a. Cam atâta foloseam, nu foloseam altceva. Și cred că am folosit un fondul ăla de ten până la 8-a. Și după liceu cumva am trecut pe alte branduri să fim și noi mai serioși, că eram mai mari, că ce naiba, ei foloseam fondul ăla de ten la, nu știu, dacă era 10 lei. Oricum s-a închis între timp Danny Style-ul și dacă aș vrea să-l mai recumpăr, n-am. Dar nu cred că mai era un Danny Style în centru. Cum ar fi să găsiți fondul ăla de ten să-l cumpăr? Wow, din el. A trecut o jumătate de oră. Cum naiba? Îmi place prea mult să vorbesc. Asta e clar. Eu nu prea văd dacă sunt... Da, se vede. Acum se machetă exact ca bluza. Bun.
Bun. Mai revenim, dar acum vreau să trec la albastru ăsta nebunii, paletă, care are numele de Jelly Bean. Da. Deci rozul se numește așa Sugar Violets, iar mauve de aici se numește Gamble. Bun. Wow! Extrem de pigmentat. Cred că doar nuanța asta. Am eu senzația, dar cred că nu toate sunt silifate. Acum văd mai bine. Sunt un... sau sunt foarte puțin pigmentate. O să las asta aici jos ca să pot să mă machiez și eu. Ok, acum arăt ca o înghețată. Cu bubblegum. Ce drăguțel, manța! Cred că o să mă nebunez, mai des, mai cu paleta asta o să fac machiaje acum încolo. Mai țineți minte că mi-am luat o paletă de la MAC? De două ori am folosit-o. Renanțele pe care eu le folosim foarte des. Asta să vă spuneam că auriul, doamne, eram nebunită, deci foloseam în disperare. Ce amuzant e că eu niciodată nu m-am uitat la tutoriale cum să te marchezi sau chestii de-astea. Și totuși eu prin liceu începusem și n-am văzut pe nimeni pe atunci. Chiar dacă probabil existau, dar eu nu v-am spus, nu mă căutam. Începusem să mă marchez cu mai multe nuanțe și exact cum fac acum. Nu cred că le blenduiam la fel de bine ca acum, dar exact ce fac acum. Făceam și atunci, îmi puneam mai multe nuanțe pe ochi. Cu pensulele alea de scamuna, deci cu pensule de genul pe care o primești la cum spuneam, la telefon de muncă, pensule de genul pe care le primești în general la paletele de farduri, mai ales cele de pe timpul Bazmante Chiro. Dacă nu știți cine este, nici nu știu, o aud la mine în familie. Și am înțeles că nici nu pronunț corect. Așa că... deci nu știu cum să vă spun, dar îmi plec foarte mult nuanțele. Da, și spuneam că... așa mă machiam, fraților, deci... și aveam nuanțe de marouri cu galben și cu chestii astea care în continuare le folosesc. Ok, o să folosesc și nuanța Shrimps, ultima nuanță pe care v-am prezentat-o mai devreme. Și vreau să o folosesc pe aici, pe jos. Dar o să iau... o să iau pensula aceasta pe care o am de la Oriflame, de la Giordani. Am primit un comentariu de la Andrei Negotei la clip. Am postat mai devreme clipul cu holul. Și am văzut că a zis că e primul. Felicitări, Andrei. Felicitări. Măcar n-am apucat să anunț pe undeva că am postat. Pentru că m-am pus direct să filmez. Eram mult prea nerăbdătoare și eu mă machiez acum ca să merg până la până la profi cu prietenul meu care se holbează acum la mine și ascultă muzică. El e lumea lui, să stai acolo în lumea lui. Și dansează, da, e bine. Și până vreau să merg până la Afi, că este foarte aproape de noi.
Să merg până la Mic, mai exact, Micul din Afi, pentru că nu am spus, dar sunt o colecționară de jucării, în mod special de la Mic. Nu mai râde de mine. Nu mai râde de mine. Da, râde de mine că sunt colecționare jucării. Am venit odată dintr-o sesiune, cred că eram în anul 2 sau 3, și l-am luat pe fratele meu, l-am luat pe Alex și l-am dus la Mac pentru că îmi doream jucăriile. Și evident, trebuia să iau mai multe Happy Meal-uri și atunci, nu știu, nu erau doar două, acum sunt de câte două, atunci nu se dădeau doar câte două. Și m-am dus, am luat mai multe Happy Meal-uri, că trei, că eram trei, și am rămas cu jucăriile, evident, pentru că eu sunt o colecționare de jucării. Era ceva cu Angry Birds și eu îmi doream foarte mult pe Terrence îl cheamă. Este un... Cam așa este jucăriara și atât de adorabil, doamne. Deci, obsesiile mele, da. Și mai colecționez și jucării de pe... de la... Kinder. Da, pe cele mai... Bine, îmi cumpăr și dacă nu sunt ceva în mod special. Dar dacă văd cu, nu știu, Justice League sau, nu știu, Powerpuff Girls sau chestii de astea, am din ele. Mai cumpăram și nu picau, din păcate, chiar dacă te duceai în cutia unde spunea că, uite, sunt din colecția nu știu care. Și nu erau. Am pățit de foarte multe ori chestia asta și n-am reușit să colecționez niciodată până la capul toate jucărioarele. Aș fi vrut. Și n-am numai din astea. Am foarte multe jucării. Deci n-ai cu cine. Nu mă întrebați ce vârstă, pentru că sigur n-am 24. Sigur, sunt absolut sigur. La vârsta asta o să ții jucării. Să colecționezi jucării? Da. Cred că sunt aproape gata. De fapt, sunt gata cu machiajul ochilor. Îmi place, la nebunie. Sunt blenduită destul de bine. Deci este super. Îmi place foarte mult. Bun, haideți să vedem dacă s-a uscat. Da, este uscat. Este uscat, deci sunt impresionată. O să-mi dau totuși pe cotoneta asta un pic să mă asigur că nu mai e portocaliu. Și nu mai este nimic pe ea. Wow, impresionată. Hai să vedem ce o să iasă. E destul de pigmentat. Oh my god, sper să nu mă fac roșioară pentru că nu prea mi stă bine cu blush. O să fac așa. Doamne ajută. Sincer, nu mă văd din unghiul ăsta, să mă întorc un pic spre lumină. Mi-e fără o textură... Nu e bine. Să fie că de cotonetul ăsta. Să întinge niște zi. Pătează. Nu-mi place. În punctul ăsta de vedere, pătează. Eu de ce nu mă prea dau cu blush și am și un roz în paleta aceea de iluminator de la Dragon Heart. Nu-mi place să fiu așa roșioară pentru că unul zici că m-a prăjit soarele și m-am roșit ca morac și doi. Dar știu că pensula nu e pentru așa ceva, dar nu contează, nu avem pensula acum. Pentru așa ceva. Pensulele mele sunt acasă. Așa și doi. Am avut eu o perioadă. Doamne. Are un clown acum. De nou mi s-a părut albastru pe fața mea. Și dacă mă dau cu ruj roșu, are ca un clown. Să mă obișnuiesc eu și cu blush-ul ăsta, cumva. Acum mi l-am luat pentru purețelul ăsta care arată ca un hamster. Da. Cum spuneam, aveam o perioadă în care îmi apărea
doar aici un coș. Și îmi apărea coș lună de lună în același loc. Și se înroșea toată partea asta și îmi amintește doar de perioada aia în care aveam coșul ăla. Deci dacă mă văd așa, îmi amintește că am un coș. Nu știu de ce. Am obsesie pentru chestia asta. Bun, acum trecem la luminatorul pe care îl știți. Pe care l-am menționat mai devreme, pic mai devreme. L-am luat la argintie. Deci da. Eu, cum spuneam, că o dau una la alta. Eu acum mă machiez ca să merg până la profi și până la NEC. Dar să-mi iau un Happy Meal și... practic să mă întorc acasă. Să putorez toată ziua. Eu de asta mă machiez. Glumesc, trebuia să fac clipul ăsta. Îmi doream foarte mult să mă machiez acum cu paleta nouă. Drăguțe, să dansez. Bun, și să trecem și la duș. S-ar putea să n-am dușul. Două secunde. Am revenit. Dușul. Dușul era în gentuța mea de mână pentru că îl luasem după mine la duminica trecută. Pentru că am obicei cumva să-mi frec la hoti greșeala și să mi se ducă. Dar mi-a rezistat dușul foarte bine. Dacă stau să mă gândesc, m-am machiat la 3 dimineața și m-am demachiat la 8 seara și era neclintit. Ceea ce este genial. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Acum folosim și celălalt de la Douglas. Pentru că mi se pare că nu are destulă intensitate ca și nuanță. Data asta mi-am făcut niște condiții lungi, lungi, lungi de tot. Și trecem la ultimul pas, primelul. O să folosesc toate cele de la Lux, unul dintre mele favorite. Favorit pentru că nu lipește genele. Și am greșit, ultimul pas este practic că mă dau cu creionul și de buze și cu rușul. Mai devreme m-am dat cu balsamul de buze. Asta. Și sunt pregătită să mă dau cu buze. Și o să mă dau cu rușul de la clasă. Ah, te chiar. Că tot ați văzut clipul. Adică, mă rog, probabil ați văzut. Cel în care mi-am făcut la mâna dreaptă pe care de lua l-am făcut-o în timp, mi-a sărit un ștras și chiar mi-a început să-mi cază, chiar să-mi cadă la mâna asta pentru că nu eu nu cred că am făcut și nu am făcut de multă grijă. La seara nu făceam nimic, am făcut la fel din ce-a făcut. Tot m-am gândit de faptul că m-am intrat la un film, m-am intrat seara la un film.
de fapt l-am terminat, că începusem de ceva timp. Am început de duminica trecută. Cele două, de fapt, seria de filme, sunt doar două filme, despre viața Dianei, prințesa Diana. Și mi-a plăcut maxim. Aseară am văzut finalul și vă dați seama că am văzut un plâns. Da. A fost superb, adică cum l-au realizat că tragedia nu are cum să fie superbă. Știam că știam sfârșitul, practic, și tot. Emoționat foarte tare. A fost foarte emoționat și mai ales persoanele care vorbeau despre ea, prietenii, familia, care fratele, mai exact, că doar fratele mi se pare că a vorbit în documentar, au transmis niște sentimente și unul dintre prietenii ei a început să plângă când vorbea despre ea și vă dați seama că m-a pus și efectiv plânsul când m-am uitat. Foarte frumos. Vă recomand să vă vedeți, pentru că din documentare, filmele documentare mi se pare cele mai interesante, pentru că înveți ceva. Pe lângă că înveți istorie, afli despre evenimente din trecut, sunt oarecum și educative într-o măsură. Mă rog, nu vreau să intru momentan în acest subiect, pentru că astăzi a fost doar un tutorial, practic, cum să te machezi cu paleta de la... sau un first impression, cum să te machezi cu paleta de la I Love Revolution Sprinkless. Cred că asta e Sprinkless, cred că se numește paleta. Da, super oricum. Asta este finalul machiajului, asta este rezultatul mai exact. Sper că vă place. Mie una îmi place la nebunie. Abia aștept să mă duc să fac cunoștință cu noua mea jucărie de la Mac. Evident, din Happy Meal. Cât de mult îmi place filmul și merg atât de bine cu toată ținuta, să zic. Da, sper că v-a plăcut. Dragii mei, mă bucur că sunteți pe canal. Mă bucur că dacă sunteți pe canal, înseamnă că vă și place ceea ce fac. Deci mă bucur că vă place ceea ce realizez. Sper că vă place și videoclipul de astăzi. Vă aștept în secțiunea de comentarii. Dați subscribe dacă vreți să vedeți clipuri noi și în genul ăsta. Cam pe nișa asta am venit să mă duc, cred. Și dați un like. Intrați și pe paginile mele de Instagram și până una alta. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un clip nou, săptămâna viitoare. Sau poate în zilele următoare, depinde de cum mă organizez. Am de gând, astăzi fiind sâmbătă, am de gând mâine să filmez un clip cu Mihai. Poate clipul ăsta ajunge după ce a apărut deja clipul cu Mihai. Nu știu cum organizez în nicio formă. Dar, da, am de gând să fac multe. Până una alta, eu vă urez un weekend plăcut, dacă este weekend, o săptămână ușoară, dacă este în timpul săptămânii. Oricând postez clipul ăsta, eu vă urez zile bune și...